Tinerii care doresc să urmeze cursurile Facultății de Pompieri pot depune cererile de înscriere până în data de 22 iunie, iar cei care vor să se înscrie la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu Boldești își pot depune documentele până în data de 10 august. Pentru anul universitar 2012-2013, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență scoate la concurs 85 de locuri pentru viitorii pompieri. Este până la urmă o meserie foarte frumoasă, este o meserie care implică un nivel de risc până la urmă, este vorba și de adrenalină, dar există și o mare satisfacție, satisfacția că poți să-ți ajuți semenii și să salvezi vieți omenești în fiecare zi. Și în cadrul Jandarmeriei Române au fost scoase la concurs 157 de locuri pentru cei care doresc să urmeze cursurile unei școli militare, iar motivele sunt nenumărate. Noi oferim o carieră militară, un serviciu într-o instituție care se bucură de maximă credibilitate în ochii cetățenilor și asta este un element esențial pentru care tinerii hotărăsc să urmeze o carieră militară în Jandarmeria Română. Noi suntem o armă de elită cu o veche tradiție și ne putem bucura încă de o încredere destul de mare în ochii cetățenilor. Mai multe informații privind condițiile de recrutare și actele necesare pentru întocmirea dosarului se pot obține de la Biroul Resurse Umane al ISU Hunedoara și IJJ Hunedoara sau de pe pagina oficială a instituțiilor, respectiv www.isuhd.ro sau www.jandarmeriaromana.ro.